Bună seara, dragilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Fără Mănuși. Astăzi am privilegiul de a avea un invitat foarte, foarte special, datorită faptului că este campion mondial la categoria super grea pe MMA, domnul Sandu Lungu. Bună ziua, bună seara, domnul Sandu Lungu. Cum sunteți? Da, sunt bine. Ați venit să vă antrenați aici, în sala, să faceți antrenamentul? Am venit special de la Super Combat, la prietenul meu, Cezar Gheorghe, să mă antrenez. Vă pregătiți intens pentru meciul pe care urmează să-l aveți acum în Erickson? Nu foarte intens, nu. Nu foarte? Credeți că va rezista o repriză? Nu. Nu? Îi veți da knockout și va pierde pariul? Pentru că, din câte am înțeles eu de la colegii mei, ați făcut și un pariu. Păi da, eu am lansat cândva o provocare și el a răspuns. Am înțeles. Da. Cum, de ce crezi tu că are curajul să intre tocmai cu tine în cușcă? Cred că e puțin dus cu plăta. Noi nu văd scopul acestei, nu știu ce vrea să demonstreze, dar nu are calitățile necesare. Crezi că nu are calitățile necesare? Adică ce calități ar trebui pentru a intra cu tine în cușcă? Cel puțin se apropie de kilograme, de categorie, plus experiență. Crezi că nu are experiență? Nu are experiență de concurs, de luptă și se va pierde pentru că nu știe. Vei încerca să te bați pe reguli de MMA sau pe reguli de kickboxing? Sau cum vei proceda? De MMA, adică mă folosesc tot timpul de ce vine, adică nu ce-ți oferă, ce ocazie ai în meci. Nu am o strategie anume, că acum să-l finalizez la sol sau în picioare. Cum va decurge? Niciodată știți regula asta, că calculele de acasă nu se potrivesc cu cele din piață, nu? Așa e și aici, adică nu poți să-ți faci să știi exact ce va fi. Doar în mare parte, așa. Cam. Te așteptai să reintri din nou în cușcă? Pentru că, din câte am înțeles, ultimul meci parcă l-ai avut anul trecut? Da. Sau când a fost ultimul meci? Anul trecut, în iunie. În iunie. Și te așteptai să intri din nou în cușcă? Sau? Așteptam la un dat o ofertă, pentru că eu neapărat nu mai îmi doresc să... Nu mai am ce să demonstrez, dar dacă este o ofertă bună, normal că accept. Pentru că îmi dă și mie un scop să mă mențin în forță, am o motivație în plus. Cum ți-a venit ideea să lansezi această provocare? Sau ce ai gândit în momentul în care ai lansat această provocare? A fost un moment așa al meu, poate o zi mai proastă, acum vreo 2 ani, când la un moment dat erau tot felul de hateri care tot timpul mă blamau pentru anumite, ba corpul, ba vârsta, ba stilul de luptă. Ba. Atunci am zis, ok, dacă pentru amatori ăștia care tot comentați, nu am zis pentru sportivi, normal că pentru un sportiv e greu să lansezi un alt fel de provocare. Care rezistă o repriză cu mine, îi dau 1000 de euro. Și s-a gândit tocmai Alexandru. După 2 ani s-a trezit și el, da. 2 ani, am înțeles. Lăsăm un pic deoparte meciul pe care urmează să-l ai și vreau să ne povestești un pic despre viața ta. Să începem mai întâi cu copilăria. Cum a fost copilăria ta? Copilăria mea a fost, totdeauna a fost apropiată de sport. Am făcut și lupte libere, după care judo. Am fost un tip mai robust, mai... Totdeauna am fost puternic cu clasei sau... De mic am fost, m-am evidențiat așa printr-o forță mai... A existat cineva în viața ta care te-a îndrumat spre sporturile de contact sau tu ai ales singur acest drum? Nu, la început a fost tatăl meu care m-a dus la lupte, după care la un moment dat părinții mei s-au despărțit, după care a venit domnul Vizer, președintele Federației Mondiale de Judo, domnul Marius Vizer, și el m-a îndrumat spre judo. N-am înțeles. După aia a venit, după ce m-am terminat cu judo, la 2 ani, la 31 de ani am apucat de MMA. Care a fost cel mai greu meci din cariera ta? Toate au fost grele, pentru că pentru fiecare meci te antrenezi special. E un anumit program în viața ta care nu poți să faci anumite... Adică sunt sacrificii multe, nu ai dreptul la distracții, la tot felul de... Nu poți să abuzezi de nimic. Trebuie să duci o viață, fii
disciplinat să duci o viață de sportiv. Și atunci toate sunt grele. Pentru că dacă ai norocul și îți iese și termine în primul minut, asta e una. Dar sunt meciuri care se întind, sunt care sunt mai scurte, dar grele sunt toate, psihic. Care este lucrul la care tu ai renunțat pentru sport? Și regreți că ai făcut acest pas? Am renunțat eu pentru sport? Da, adică ai spus foarte clar mai devreme că ai renunțat sau că nu ai putut să depășești limitele în anumite chestii, având în vedere că tu faci sport. Care a fost acel lucru care, la care ai renunțat și ai regretat? N-am regretat nimica. Totul fac din plăcere, oricâte vieți așa tot sport, tot aceeași viață aș duce-o. Chiar nu am regretat nimic, să zic că nu am făcut un lucru pentru că am făcut sport sau invers. Nu regret absolut nimic. Care este persoana care te-a susținut cel mai mult în cariera ta sportivă? Pot să zic că au fost mai multe persoane. De-a lungul vieții nu poți să faci niciodată. Cine zice că a făcut singur minte? Întotdeauna este o echipă în jurul tău sau oameni care de-a lungul timpului, în etape, întotdeauna te împing, te susțin, creezi echipă, ai un interes comun cu persoana respectivă sau ești la un club anume. Cum am trecut și eu, am fost clubul din Oradea, după aia Steaua, București, după aia un propriu club. Rude, prieteni, întotdeauna a fost cineva care să... Familia. Consider că ți-ai atins apogeul în cariera ta? Întotdeauna ai reproșuri și ai mai fi vrut și de ce nu a fost așa și așa și așa. Sunt multe. Na, noi de obicei românii întotdeauna avem scuza asta și vrem să credem că dacă ne nășteam în America, în Anglia, nu știu, aveam mai multe posibilități. Da, din punctul de vedere logistic, da, pentru că la noi totdeauna totul vine mai târziu. La noi când a ajuns MMA-ul, ăia făceau deja, erau tobă de MMA, să zic. Eu am fost primul sportiv care a luptat într-o promoție afară, în 2005, după care au venit restul în România și au început să meargă pe afară. O luptă din cariera ta pe care o regreți este? Sau ai vreo luptă pe care o regreți? Sunt mai multe. De obicei, luptele, eu totdeauna am zis că luptele care le-am pierdut le-am avut dintr-un motiv anume. Nu dau vina pe nimeni. Dacă dau vina, dau pe mine sau pe soartă, da? A fost totdeauna ceva, s-a întâmplat când am pierdut. Nu am putut să mă pregătesc, ori nu am luat în serios adversarul îndeajuns de serios. Așa, regrete sunt. Întotdeauna sunt, dar nu-mi pare rău pentru nimic. Asta e. Și fie că și o frângere, ai de învățat și dintr-o frângere, totdeauna după frângere vine ceva, ai un target, ai o motivație în plus să mai crești. Am înțeles. Lăsăm un pic deoparte viața ta, poate o să revenim un pic mai târziu și vreau să te întreb ce părere ai tu despre meciurile care vor urma în gala cu numărul 46 și anume doi bărbați versus doi bărbați. Să începem mai întâi, da, 2 versus 2. Ce părere ai despre acest meci? Da, ok. Și afară se poartă, exact cum am zis, dacă afară a început ceva ușor, ușor vine și în România. Și eu am văzut deja meciuri pe internet de genul. De ce nu? Lumea, aici este un show, divertisment. Oamenii vor tot timpul să vadă altceva, se plictisește la un moment dat să vadă doi profesioniști cu un luptă. Eu am mai zis-o, că toată lumea, domne, că unde s-a ajuns cu sportul? Lumea evoluează, exact cum acum câțiva ani a fost un telefon smart care nu știu ce știa, acum ai unul care aproape îți face viața. Aproape nu mai trebuie să faci nimic, nu mai faci din telefon. Ei, așa e și cu astea. Totdeauna vine altceva, lumea vrea să facă altceva, ca și cu cluburile, ca și cu distracția. Vine un club, se face un club nou, toată lumea se mută acolo. Pe cine ai paria în momentul în care sunt 2 versus 2, 2 campioni care au mai avut și au mai luptat versus 2 începători? Cine crezi tu că... adică crezi că ar fi șanse egale între luptători? Nu. O să câștige profesioniștii. De ce ai paria pe profesioniști? Da, pentru că știu ce au de făcut și o să lucreze în echipă și...
am înțeles. Hai să trecem. Îi și cunosc pe băieți, știu ce să spun. Deci pariez pe profesionist. Da, sigur. Ok. Trecem un pic mai departe și vreau să ne spui un pic părerea ta despre meciul dintre două fete, anume și anume Betișor cu Roxana versus Perversul. Ce părere ai despre acest meci? Crezi că va câștiga Perversul sau crezi că va câștiga fetele? Nu va câștiga fetele. De ce crezi acest? Pentru că am mai văzut genul de luptă și Perversul, băiatul ăsta de care nu cred că se pregătește, se antrenează și din cauza gazului, suflului va pierde. Fetele alea sunt sportive, se vor mișca, vor înțepa, el va obosi la un moment dat. Ai urmărit ultimul meci din RXF și anume Bobiceiu versus 2? Da. Ce părere ai despre acest meci? Ce crezi tu că a fost greșit în momentul în care a intrat Dastinel în cușcă? Ce crezi tu că nu a făcut ok? Nu a ascultat deloc, nici indicațiile arbitrului, a fost un haos total și nu se face așa. Nu suntem pe stradă aici, adică totuși este un regulament, de aia este un arbitru. Ți-ai dorit să mai vezi acest meci din nou sau ți-ai dorit să vezi un astfel de meci, dar cu alte persoane? Nu neapărat, nu pot să zic că... Pentru că nu văd spectacolul, nu văd un meci frumos, adică... Unul se agață de piciorul lui, ălalalt este un ghiveci, așa să zic. Nu pot să zic că e o luptă cu niște lovituri frumoase. Se lovește haotic. E așa, ca și mai fi într-un ring de dans și începe o bătaie și nu știu. Am înțeles. Care este luptătorul tău preferat din RXF? Sau cine consideri tu că își merită locul în RXF? Nu știu. Nu am așa o... Nu pot să zic că am o preferință. Nu ai nicio preferință, nu. Dar pe cel mai puțin pe care consider că nu își merită locul deloc, absolut deloc, sau că nu are ce căuta absolut deloc în RXF? Sincer, nu am urmărit așa, chiar așa de atent și nu vreau să jignesc pe nimeni. Ce părere ai despre Meco, să-ți dau un exemplu? Sau George Zernoagă? Mi se par doi sportivi tehnici. Tehnici? Da. Și lupta lui George Zernoagă cu Iancu Sterp s-a părut interesantă? Adică consider că trebuia să câștige Iancu sau George Zernoagă? Zernoagă, totuși. Am un respect față de amândoi și de Iancu, nu? Dar s-a văzut totuși un pic plusul ăla de stand-up, de luptă, de kickbox. S-a văzut la Zernoagă totuși bagajul ăla de cunoștințe. A fost un plus. În schimb, Iancu mi se pare o forță a naturii. Alătură-te canalului de YouTube RXF. Alege unul dintre cele două planuri și bucură-te de beneficii exclusive. Planul standard de 14,99 de lei pe lună. Primești un cod de reducere exclusiv pentru magazinul nostru online. Particip la sesiuni de Q&A unde poți adresa întrebări direct în chat. Ai posibilitatea de a vizualiza emisiunile cu 24 de ore înainte. Bucură-te de galerii foto doar pentru abonați. Implică-te în poluri despre evenimente și meciuri disponibile doar pentru abonați. Planul Gold, la doar 29,99 de lei pe lună. Beneficiezi de tot ce se află în pachetul standard. Plus, vizionare live gratuită a evenimentelor Next Fighter și RXF Slam. Și vizionarea gratuită a evenimentelor RXF a doua zi după ce a avut loc. Apasă butonul Alătură-te de lângă cel de abonare și bucură-te de toate beneficiile RXF! Aprilie, seara judecății. Alexandru Preda va rezista mai mult de o rundă împotriva colosului Sandu Lungu. Va obține Raul Dan prima victorie în RXF împotriva lui Robbie Mund? Vei afla Next Fighter 14. Cumpără acum pay-per-view de pe rxflive.com. Are you ready? RXF. Come, RXF. Cum câștigi?
câștigi 177 de rotiri fără depunere și fără condiții de rulaj la Sugar Supreme. Înregistrează-te! Simplu și rapid. Verifică-ți contul și revendică bonusul gratuit pe lasvegas.ro. Streetwear Collection. Accesorii cu branding Eric Saf. Cumpără acum accesând magazin.ericsaf.ro. Eric Saf Live. Urmărește live calele Eric Saf. Înregistrează-te în contul tău Eric Saf și bucură-te de o experiență fluidă de vizionare oriunde. Intră în universul Eric Saf. Descarcă aplicația atât din Google Play cât și din App Store. Eric Saf. Sportul înseamnă putere. Mișcarea ne oferă fericire. Împreună putem schimba vieți. Eric Saf, născut din pasiunea pentru sport și viață sănătoasă. Am revenit, dragilor, din scurta pauză de publicitate și vreau să-l întreb pe domnul Sandu Lungu ce părere are despre Body Slap, Slap, dacă consider că vor fi participanți interesanți anul ăsta sau dacă crezi că se vor mai ține aceste gale de Slap și Body Slap. Eu am o părere bună, încurajez, în ciuda faptului că sunt mulți hateri care am văzut pe online. Exact cum am spus, afară este o modă, de ce nu și la noi? Dacă afară a fost gen Survivor, a venit și la noi. Lumea vrea să vadă astfel de show-uri, plus că oamenii sunt încântați, de aia și de multe ori aleg mai mult meciurile de kickbox decât meciurile de MMA, pentru că meciurile de kickbox sau box vezi knockout-uri, KO-uri, multe. În schimb, la MMA vezi multă tăvăleală, multă lume nu înțelege. Noi nu avem încă un public format ca în America, care urmărește UFC de zeci de ani și deja știu procedeele. Și de aia Slap-ul face parte în categoria asta de sporturi, să zic, sport sau ce-o fi show, cu aceste lovituri și cu aceste somnuri, cum le zicem noi, că își iau somn și knockout-uri pentru că li se pare spectaculos. Wow, ce l-a adormit pe ăla, wow! Chiar a fost un match de genul spectaculos anul trecut la Constanța, când Eric Saf a organizat o astfel de gală, unde un concurent și-a luat de fiecare dată knockout, ai fost acolo. Ce părere ai despre acest lucru? Adică câtă forță să aibă omul acela și să se ridice după fiecare palmă, după fiecare knockout? Eu nu știu ce a fost în capul lui, cum a rezistat, așa, nu știu dacă e ceva sănătos. De-aia l-am dat în finală, nici nu l-am mai lăsat mai mult, pentru că în primul și în primul, totuși contează sănătatea omului. El, nu știu, avea ambiția aia să se ridice. De obicei, se zice că după fiecare knockout de ăsta, în caz așa inconștient,
următoarea e tot mai nasoală, mai nasoală, dar la el nu, la el a fost, deci a fost ceva unic ce s-a întâmplat acolo. El își dorea mult să ce am văzut în declarație, vacanță, da. Și a tras de el, da. A fost personajul competiției, să zic așa, că întotdeauna cât ții minte, am avut totdeauna unul. L-am avut pe cel de s-a umflat atunci la față. Deci totdeauna a fost un... Sau David și Goliat, când cel mic i-a dat knock-out la cel mare. Da, eu... Păi cine ai vedea într-o astfel de gală? Adică, să zicem, un luptător din RXF, care se bate în cușcă, l-ai vedea să se bată la slap? Da, da, sigur. De ce nu? Păi îl avem pe Marian Dinu, nu? Care a câștigat ultima. Da, da, da. Odată și ar mai fi băieți acolo. Pe cine ți-ai dori să vezi? Eu zic că Zanoga, Iancu, Fakiru. Crezi că Fakiru s-ar băga? Urmează să aibă Eu cred că meci. Da. Urmează să aibă un meci cu maestrul Marius Fiță. Ce părere ai despre meciul ăsta și cine crezi că va câștiga dintre ei doi? Eu zic că Fakiru. Fakiru câștigă? Ok. Nu parezi pe experiența domnului Marius Fiță? Nu, sau? El nu a avut meciuri de mult și Fakiru, chiar dacă sunt cam la aceeași vârstă, Fakiru e activ, foarte activ, adică din meci în meci, adică stă în antrenament, stă într-o formă. Eu zic realitatea acum. Nu contest ce a fost Marius Tiță în trecut sau ce sportiv tehnic e și el o valoare, dar nu știu în ce formă mai este el. Și nu știu la categorie, nu știu dacă Fakiru nu este mai Nu știu dacă greu, este neapărat mai greu decât Marius Tiță. Cred că sunt cam la aceeași categorie. Marius Tiță în trecut, când făcea performanță, era la o categorie mică. De-aia zic. Acum, dacă e la o categorie mare, clar este și un surplus acolo. Deci pareul tău merge pe Fakiru. Eu zic că da. Ok. Să mergem mai... De fapt, să ne întoarcem un pic la tine și la viața ta. Spune-mi, te rog, care este cel mai mare regret pe care îl ai în viața ta? Și aici nu mă refer la sport sau la antrenament, de mă refer în general. Pot să zic că am regret anume. În sport pot să spun că îmi pare rău că n-am prins MMA-ul și eu în tinerețe la 18-20 de ani. L-am prins târziu la 31 după ce am terminat cu un sport. Iar în viața de zi cu zi, nu știu. Poate că am pus prea mult suflet în sport, am lungit-o așa și am avut foarte multe alte oportunități de care nu am profitat. Și ne poți da câteva exemple? Acei oameni cu care aș fi trebuit să cooperez atunci să încep niște afaceri, acum sunt foarte departe. Eu am rămas tot cu sportul la o viață, să zic. Da, am avut glorie, într-adevăr, sunt cunoscut... tot felul de satisfacții, viața de sportiv îmi place maxim, dar regretul meu este că este foarte prost plătit. Ce te-a atras cel mai tare la MMA și de ce te-ai axat pe MMA când puteai să alegi un alt gen de sport? A fost ceva nou atunci, la vremea aia, atunci era ceva wow. Era un sport dur, adică când a început MMA-ul și am văzut primele meciuri de cușcă, era fără mănuși, mi s-a părut foarte bărbătesc. Ca și emisiunea noastră de astăzi, da. M-a reprezentat așa ca și om, am simțit ceva în interior, un feeling. Te-ai regăsit, da, în acest sport. Ok, spune-mi, te rog, pe lângă toată nebunia asta pe care tu ai făcut-o, ținând cont de sport și de tot ce ai făcut în viața ta, ce ai vrea să faci de acum încolo? Pe ce te-ai mai bazat de acum încolo, pe lângă... Sport vreau să fac toată viața. Nu știu, să mai antrenez, să-mi continui să-mi extind afacerea unde sunt asociat într-o firmă de pază. Am o grămadă de proiecte, de planuri. Și sper să-ți reușească toate planurile. Dragilor, cam aceasta a fost ediția de astăzi. Vă doresc o seară minunată și numai bine!